Salutare, salutare! Sunt același la Uruba la 77 și în această seară gătim alături de asistenta mea Nina Valaurina care taie în cubulețe carnea de purcel și o pune la călit în cratiță. Astăzi vom găti mazăre cu carne de purcel. Punem carnea de purcel în cratiță la călit. Nu uitați, peste 80% dintre cei care urmăriți acest clip nu sunteți abonați ai canalului. Dar o puteți face foarte simplu și total gratuit. Da, dați subscribe sau abonare. Ia uitați, aici avem o ceapă de sâmburești ceapă de, sâmburești din patria cabernetului Sovinion din România. Nina Balaurina taie ceapa mărunțel și Laur Balauru mestecă în cratiță. Nu uitați, vă aștept cu comentarii. Voi cum gătiți mâncărica de mazăre? La fel ca noi sau în alt mod? Da. Ceapa românească și sănătoasă este tocată mărunt. Am pus un capac să se călească mai bine cărnița. Ia uitați aici, superbă! Carne de purcel românesc. Adăugăm și ceapa și lăsăm totul în continuare la călit. Maestra Nina Valaurina la aparat mestecă cu o lingură de lemn. Am adăugat aproximativ 400 de ml de apă și continuăm să amestecăm în oală. Am pus, bineînțeles, și mazărea. Mazăre de la borcan și lăsăm totul să fiarbă iar la final avem acest superb produs minunat. Da. Poftă mare să avem.